super dimineața. Super, super dimineața. Super dimineața. Bună dimineața, dragii mei! Am revenit aici în studio Super Dimineața, ca în fiecare dimineață de la 7.30. Afară plouă, mărunt, așa, de toamnă. Prietenii mei știu că eu iubesc Crăciunul, așa că asta e o nouă etapă până acolo unde vine Moș Crăciun. Mai avem un pic. Dar suntem așa la începutul perioadei friguroase. Stăm în casă, îmbeliți, împăturici, cu ceaiul în mână și ne uităm pe geam cum pică frunză după frunză. Și când pominul vor mai avea frunze, ghiciți, a venit iarna. Dragii mei, este așa, corpul nostru suferă o modificare în perioada asta. Vrem, nu vrem, el se resimte. Și părul, și mânuțele, și fața, și până și eu, care sunt împotriva, nu chiar împotriva, de lene. De lene. M-am gândit că totuși ar trebui să fac ceva pentru mine. Pentru mine ca femeie, ziceți? Eu nu mai știu ce să mai zic. Dar să vedeți ce am făcut eu ieri. Ieri am luat-o prin oraș să văd ce se mai întâmplă, așa, în pandemia asta, când are care nu se întâmplă niciodată nimic. Și ce credeți? Am găsit niște fete minunate, care s-au hotărât ele așa să mă învețe ce ar trebui să fac pentru fața, pleata și unghiuțele mele. Ce puteam să fac? Putem să le chem alături de mine aici la Super Dimineața și să împărtășim împreună cu dumneavoastră, cei de acasă, ce ar trebui să facem. Nu doar noi femeile, ci și bărbații. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața! Și bună dimineața, Miriam! Bună dimineața! Acum pe Iulia deja o cunoașteți, sunt ferm convinsă, pentru că Iulia a mai fost aici la mine la Super Dimineața, am fost și eu la ea împreună cu Corina, de ziua Corinei, am oferit acea surpriză. Super frumos a fost atunci. Mă bucur că sunt din nou alături de voi în casă nouă, nu? Da, suntem în casă nouă pentru că noi între timp ne-am mutat, dar și tu te-ai mutat. Și o să vedem unde s-a mutat Iulia. Miriam, tu stai așa, nu trebuie să fii stingherită. Suntem doar noi trei, povestim. Dragii mei, sper să țină și în dimineața asta. În general, ține cu ceilalți invitați. Miriam, dragă, ieri ți-am călcat pragul. Acolo, la tine, acasă, la... Corectează-mă că cu siguranță greșesc. Of. Salon, la Miriam. Salon, da. Salon Miriam Beauty. Mă bucur că ați trecut ieri pe la noi. Chiar am sărbătorit ieri un an, adică ne-ați prins în sărbătoare. Și ați văzut așa cum se petrece o zi în salonul nostru. Rosi, bună dimineața! Și îți mulțumesc că mă suport și în această dimineață, ca în fiecare zi, de 3 ani încoace. Te rog, din suflet, stați că o zici ceva. Ce? Da? Nu mai vrea să zică. Te rog din suflet, dă drumul la imagini, să vedem ce am făcut eu ieri. Ei, uite unde am ajuns, la Miriam Beauty. Miriam. Da. Recunoști imaginile? Da, bineînțeles, e a doua mea casă. Hai, povestește-ne. Uite, acolo, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit și m-ai întâmpinat, am început să le cunoaștem pe fete. Da. Fetele care fac parte din familia ta, a doua ta familie, o să povestim și despre asta. Da, sunt fetele care se ocupă de pe partea de coafură, frizerie. Ele transformă părul fetelor. Sunt foarte talentate, nu că sunt fetele mele, dar chiar sunt foarte talentate.
se perfecționează mereu, fac cursuri de perfecționare, adică nu, fac totul la un nivel foarte profesional. Deci, așa, foarte pe scurtite, povestește-mi ce face domnișoara acolo și cum se numește domnișoara. Da, se numește Andreea. Ea face, aici face un bob drept, se poartă foarte mult în perioada asta. Ea se ocupă foarte mult pe partea de tunsori feminine și frizerie. Deci avem servicii chiar și pentru domn, nu doar pentru doamne. Aici avem pe Ramona, care văd că răsă față o clientă, îi face un masaj. Ea se ocupă mai mult pe partea de vopsit, balaiaj, de toate tehnicile astea ce se poartă acum foarte mult. Deci, dragile mele, aici suntem în acea bucățică a salonului unde unghiuțele noastre suferă modificări. Și ieri am văzut unghiuțele Corinei, care arătau superb după ce au trecut pe la voi, prin mâinile maestrelor, să spunem așa, pentru că ce-or fi ei pictorii, dar ce fac fetele astea cu mânuțele, e clar că ne modifică starea. Dintr-o stare, când ne uităm la mâinile noastre și vedem că nu arată foarte bine, treci pe la Miriam Beauty și cu siguranță când ești de acolo te simți mai sigură pe tine, așa cum am spus și ieri în știre. Pentru că ieri le-am felicitat pe fete pentru un an de zile și uite, exact ce spuneam, vedeți? Da, asta e o tehnică foarte nouă, ce o faci acolo. Aici am ajuns la Iulia. Iulia, draga mea, te-am regăsit într-un alt salon. Acum, noi două ținem legătura destul de des, cu mult curaj. Mi-am lăsat fața pe mâna Iuliei. Și mulțumesc pentru aspectul renoit, să spunem așa. Iulia are o sumedenie de tot felul de aparate cu care reușește să ne întinerească, mi-ar plăcea mie să cred, pentru că, dragile mele, tinerețea nu are vârstă. Până la urmă, dacă sufletul e tânăr, eu așa, mie așa îmi place să cred, că CNP-ul nu contează. Iulia. Nu contează, așa este, dar trebuie să avem grijă de noi, că trec ani și se vede pe fața noastră, chiar dacă nu vrem să acceptăm asta. Am făcut o schimbare, după cum ați observat, am început o frumoasă colaborare cu Miriam. Un salon unde pot să spun că îmi place foarte mult și mă regăsesc, pentru că tot ceea ce fac eu cred că se îmbină foarte bine cu ceea ce face și ea și este foarte bine, ce să spun. Mă bucur că sunt alături de astea, rezonăm amândouă pe aceeași, suntem pe aceleași lungimi de undă. Ne dorim din ce în ce mai mult și ne combinăm bine, să spun. Se combină. Uite, aici am spus și în știre, am primit un cadou de la Miriam, toate clientele care ți-au călcat ieri, ți-au călcat pragul, au fost, așa cum să spun eu, au plecat mai bogate. Odată cu o renoire totală, cine a ales totală sau parțială, dar au plecat și cu un cadou de la tine. Da, au plecat cu mică atenție. Ne-am dorit ca, acum împlinind un an, să le răsplătim cu o mică atenție din ceea ce am adus nou în salon. De săptămâna trecută să regăsesc gama de produse ce de la nașii ce ați primit și voi, să regăsesc doar în salonul nostru și doar în județul nostru, doar la noi sunt. Și sunt niște tratamente pe bază de uleiuri de argan, foarte hrănitoare pentru păr, deci e gamă de hidratare. Deci, dragile mele, dacă știți că părul are nevoie de tratament, așa ca al meu, care săracul suferă în fiecare dimineață, un tratament numai de el înțeles,
căutați-o pe Miriam. Acum o să vedem ce reușește Miriam de-a lungul timpului să facă din părul meu și poate că reușim cumva să le noi. Sper să nu mă tuncheală până la final, pentru că nu vreau să renunț la niciun centimetru din pleata asta care îmi dă de furcă în fiecare dimineață. Nu te relaxa, Iulia, că nu scapi. Ea deja a zis, gata, au trecut la Miriam. Am scăpat. N-ai scăpat, iubita mea, pentru că noi suntem deja vechi cunoștințe și foarte bune prietene. Și nu o să scap, că o să vreau să, ca de fiecare dată să ne înveți pe lângă toate acele aparate pe care le ai tu acolo și de care o să ne povestești, o să vreau să ne vinzi un secret, așa ce ar trebui să facem cu fața noastră acasă. Acasă, când suntem așa, ca mine, mai leneșe și nu venim până la salon. Dar, Miriam, da. La un moment dat, în viață ai hotărât să te faci coafeză, zic bine? Da. Bun, de unde dragostea pentru păr, să spunem așa? Cum ai ajuns să începi o astfel de carieră, că până la urmă, nu știu, mai deosebită. Mie mi se pare că voi sunteți un fel de artiști. Sinceră să fiu, cred că prin clasa a 10-a am început, mi-a plăcut foarte mult tot timpul chestiile astea legate de păr și m-am înscris la un curs de bază, ideea să văd mai mult despre ce e vorba, nu mă gândeam că o să ajung să fac asta toată viața. După ce am făcut cursul de 6 luni, mă împărțeam între liceu și curs, mi-am dat seama că îmi place foarte mult. După aceea am început să colaborez cu diferite saloane și am lucrat de atunci până în zi de astăzi, dar am început în Timișoara. Acolo am lucrat aproximativ vreo 6 ani de zile. După aceea am plecat în Anglia, acolo am lucrat încă 5 ani și acum de anul trecut suntem în Deva. Deci tu doar de anul trecut ești în Deva? Da, doar de exact un an. Efectiv un an, nu am mai lucrat niciunde în Deva sau pe aici, prin apropiere. Doar la mine, la salon. Deci, stai să înțeleg, tu ai învățat această meserie, ai plecat din țară, ai practicat-o în străinătate și te-ai întors în țară. Ok, când te-ai întors, te-ai hotărât să-ți faci afacerea ta? Nu, chestia asta m-am gândit de mai mult timp, doar că nu cred că a fost momentul potrivit. Înainte să mă mut în Anglia, m-am căsătorit și soțul meu e de aici, din Deva, și atunci când ne-am hotărât să ne întoarcem în România, am ales Deva. Și am zis, ok, dacă ne întoarcem undeva, o să îmi deschid un salon așa cum îmi doresc eu. Adică l-am făcut în așa fel, încât clientele mele să se simte exact cum mi-ar place mie să mă simt dacă ar fi să merg într-un alt salon. Dragii mei, ieri când am călcat pragul salonului, am dat peste așa o atmosferă relaxantă, o multă căldură, flori, un design mai altfel, așa. Bine, nu sunt eu maestra saloanelor, dar aici m-am simțit așa foarte bine, mai bine ca acasă. Și zice, simte-te ca acasă, dar de unde știm noi că acasă ne simțim bine? Că nu întotdeauna reușim să facem lucrurile atât de cum ne dorim, să spunem. În schimb, aici la Miriam, la ea acasă, că se pare că e a doua ei casă, lucrurile stau altfel. Cine te-a ajutat să alegi designul? Sincer, nimeni. Tot ce am făcut, am făcut după ideile mele, bineînțeles, inspirate de pe internet și din salonul în care am mai trecut, le-am vizitat. Dar nu pot să zic că am apelat la un designer sau la cineva, nu, efectiv, sunt ideile mele. Bun. Acum, hai să o luăm perpedes, așa, ca să înțeleg și eu. Te-ai hotărât să-ți faci o afacere. Ok, îți deschizi un salon. Tu ești coafeză, da? Un salon ai nevoie de multe alte meserii, să spunem. Fete, una mai frumoasă ca cealaltă, dragii mei. Dacă mergeți, o să vedeți. Eu am rămas impresionată. Se pare că le-ai ales după, nu știu, ai niște criterii.
Da, după talent. După talent? Da, efectiv, cât de bine își fac meseria, pentru că e un salon complex, chiar avem toate serviciile în salon. Avem coafură, frizerie, manicură, pedicură, cosmetic, acum avem o colaborare frumoasă cu Iulia, make-up, gene, absolut tot. Deci clienții găsesc absolut tot ce își doresc într-un salon. Pot să vină să-și facă serviciile de la... nu știu, cel mai mic detaliu până la final, ca să fie gata și pentru un eveniment și pentru o ieșire simplă în oraș. Dar eu insist, hai să le amintim pe fete după da. Nume. Vreau să-mi spui numele și meseria pe care, sau ceea ce fac ele acolo, că nu știu, nu mă pricep. Ok, o să încep cu prima colegă care era prin plan atunci, Ramona. Ea e coafeză, se ocupă de coafuri, de tuns, vopsit, șuvițe, balaiaje, decolorări, tot ce înseamnă transformările părului. Andreea se ocupă de tuns și frizerie, și parte de frizerie. E expertă în tuns, deci ea doar pe tuns e specializată. Mai avem pe Tamara, care se ocupă pe partea de manicură, pedicură. E foarte, foarte talentată. Dacă vă uitați pe pagina noastră, o să vedeți niște lucrări spectaculoase, spun eu, pentru că își alocă foarte mult timp și pentru poze, se scoate în detaliu exact toată munca ei. Și oamenii pot să-și dea seama exact cum lucrează atunci. Dacă nu poți să ajungi chiar din prima, poți să observi lucrările ei. După aceea o avem pe Andra, tu pe partea de manicură, pedicură și e foarte talentată. Tocmai s-a mutat de la Cluj la Deva. Iulia, care o cunoașteți foarte bine și e extrem de talentată și chiar mă bucur de noua colaborare, pentru că îmi doream să ofer servicii complexe în salon și Iulia chiar e omul potrivit, pentru că știe exact ce să recomande clienților și să facă, să le transforme tenul efectiv. Iulia nu doar că e foarte talentată, dar Iulia și studiază foarte mult. Pe mine asta m-a impresionat, că a reușit să-mi explice așa, pe înțelesul meu, de ce am nevoie, de ce urmează să fac acel procedeu, ce se va întâmpla în urma acelui procedeu pe care îl fac la față, pentru că sunt o grămadă de procedee. Și credeți-mă, chiar m-a convins să stau să sufăr un pic de durere, nu multă, dar un pic. Bine, mă chinuie ea odată la 3 săptămâni că mă pensiază și... dar deja se vede că am schimbat forma sprâncenelor. Mergem pe mâna ei. Iulia, draga mea, ne întoarcem. Mai avem pe cineva de amintit din echipa ta? Nu. Pe ea, că și ajungem ea lucrează. Ajungem și la ea. Așa, Iulia, dă din casă. Acum păi își da. Revine Iulia mea și mă ajută aici la emisiune, că Miriam nici cum nu vrea să vorbească, ea nu m-a dat contract, nu vrea să vorbească despre ea. Dar până la urmă să sperăm zicem că... Zicem noi. Uite, Miriam zice de Iulia, Iulia zice de Miriam. Iulia, tu ai venit, de cât timp ești la salon? De 2 ani jumate, cred că fac asta. Bun, de ok. Dar de cât timp te-ai mutat la Miriam? La Miriam de o lună. De o lună, da. Nu? Ai deja o lună? Oare deja avem o lună? O lună, da. M-am mutat că așa a fost să fie. Nu că m-am certat cu colegile cum se aude prin ăla sau ce. A fost o problemă acolo și am schimbat. Da, nu vreau să intrăm în detalii. Dezmințim zvonurile. Bine, noi știm motivul real pentru care Iulia a vrut să plece de acolo. Iulia își dorea oricum să schimbe locația, să aibă mai mult spațiu. Acum, nimic nu-i întâmplător. Uite, întâlnirea cu Miriam a fost așa un... Păi așa cred, că aici am eu locul în inima de vechi. Pentru că tot ce fac eu cred că este premium și trebuie să stau într-un salon premium, nu? Da, corect. Foarte bine spus. Mi-ai spus și ieri în sincronul pentru știre că vroiai să te dezvolți și să evoluezi.
spațiul e mult mai mare, echipa de profesioniști din jurul tău și, bineînțeles, se vede clar, prietenia ta cu Miriam este... Sincer, nici eu nu o cunoșteam până acum, cât să zic, nici nu știu, o lună, două luni, n-am știut de ea, nici eu, nu, personal, de salon auzisem, însă de ea nu. Chiar cred că suntem pe aceeași lungime de unde. Ne înțelegem foarte bine. Facem treabă faină. Și se vede asta. Și o să vedem, dragii mei, probabil în fiecare săptămână, pentru că vreau să le rog pe fete să facem așa o noi, nu știu cum se va numi, o pastilă de frumusețe. Că va fi de 10-15 minute, că vor veni ele la noi, că mergem noi la ei, la ele, vedem. Dar cumva vreau să reușesc să ne vedem o dată pe săptămână și să smult la ele tot cu un secret, așa, să întinerim pe zi ce trece. Acum o luăm de la capăt, Miriam. Da. Ești și mămică. Am auzit, ne-ai spus deja că ești căsătorită. Da. Ce înseamnă să fii mămică, să fii antreprenor, dar să fii și coafeză? Când mai ai timp să și trăiești? Nu știu. Păi, ambele chestiile îmi vin foarte bine pentru că îmi plac. Rolul de mămică e de curând, are băiețelul meu doar 5 luni, adică e foarte micuț. Iar partea asta de coafură, salon, tot ce înseamnă, îmi face plăcere. Mie îmi place să lucrez cu oameni, adică eu când vin la salon mă relaxez efectiv. Îmi place să văd că transformă părul clientelor, să le văd că pleacă mulțumite. Eu chiar acum, în perioada asta, nu lucrez foarte mult, tocmai de asta că nu-mi permite timpul, dar vin la salon zilnic tocmai să văd ce se întâmplă, să discut cu clienții, să văd, nu știu, nevoile salonului sau tot ce e nevoie, absolut. Dar când am timp, îmi rezerv programări și vin doar pentru programările mele. Nu știu, cred că e singurul antreprenor pe care l-am întâlnit în 2020 și care nu se plânge. Toată lumea era în disperare și toată lumea e în disperare că suntem într-un an pandemic. Draga mea, vreau să știu totuși, voi ca și coafeți, nu doar voi, clar că și Iulia a mai spus-o și o spun de fiecare dată, voi studiați, adică la voi nu ai învățat o meserie și gata, te-ai oprit acolo. Nu. Eu mă pun aici și iau de fiecare dată de la capăt. Voi evoluați, folosiți alte produse, trebuie să le studiați. Tehnologia până la urmă evoluează, la fel ca și, nu știu, în bucătărie. Ne uităm la emisiunile alea cu bucătari și ni se pare că trăim science fiction, că la noi pe lângă tigaie, cratiță și o brichetă să aprindem agaragazul, cam asta e universul bucătăriei. La voi, totuși, lucrurile se schimbă de la zi la zi, să exact. Spunem. Și nu cred că exagerez. Nu, așa e. Se schimbă de la zi la zi. Tot timpul ne perfecționăm. Deci apar cursuri pe fiecare domeniu. Dar, de exemplu, cum e în partea de coafură, mi-e mai ușor să vorbesc despre ea pentru că asta fac eu. În partea de coafură, de exemplu, sunt cursuri doar pentru vopsit, doar pentru tuns, doar pentru coafură. Deci nu se face doar un simplu curs. Dacă stau bine să mă gândesc, când am început, acum mulți ani în urmă, nu cred că mai folosesc poate, nu știu, un 10-15% din ce am învățat atunci, mai folosesc astăzi. De atunci am făcut mult mai multe cursuri și m-am perfecționat cu tot ce e nou, pentru că lucrurile evoluează foarte mult. Mai avem și internetul în ziua de astăzi, în care vedem foarte multe chestii și ne trezim în fața faptului că vine clientul și mi-arată o poză și îmi spune vreau să arăt așa. E o provocare, pentru că de multe ori poate părul nu-ți permite sau nu prinde bine pe clientă și trebuie să știi foarte multe detalii ca să poți să dai rezultatul potrivit clientului. Că de multe ori poate el își dorește, dar poate nu e cea mai potrivită soluție pentru el. Și atunci trebuie să știi ca să-i accentuezi trăsăturile, să arate tot mai bine, adică să-i pui în evidență tot ce are mai frumos. Hai să exemplificăm un pic. Da. De exemplu, vine la tine o clientă, așa, mai toată luață, ca mine, așa mai, cu fața rotundă. De exemplu, eu vin și-ți spun, vreau avioane.
Ce faci? Faci avioane sau o să-mi demonstrezi că acele avioane nu mă avantajează? Nu, în primul rând o să discut. Asta e prima etapă în care o să-i arăt avantajele și dezavantajele tunsorii care și-au ales, să spun așa. Și apoi o să-i sugerez ceva ce ar avantaja-o foarte bine. Deși uneori s-au întâmplat situații în care să vină și efectiv, da, ce și-au dorit le venea foarte bine, dar nu întotdeauna se întâmplă asta. De cele mai multe ori trebuie să mai ajustăm pe aici colo ca să fie totul cum trebuie. Dar ține foarte mult, de exemplu, la o tunsoare. Nu-și dorește clientul schimbarea. Eu obținem, eu facem, poate, dar dacă nu o aranjează acasă, nu arată la fel. Adică sunt multe tunsori care efectiv le cer, dar necesită foarte mult aranjat. De exemplu, dau un exemplu, Bobu, care toată lumea știe tunsoarea Bob. Da, e o tunsoare foarte frumoasă, se poartă de foarte mulți ani de zile, o să poartă și în continuare, dar dacă nu e aranjat mereu, Bobul nu arată bine. Deci, rar e părul care să te speli pe cap și să stea perfect aranjat. Nu prea există. Cam ai nevoie să îi dai o perie, o placă, o chestie cât de simplă, dar să-l ajut să arate bine. Altfel, riși să nu să-ți spună lumea, uite-te, e tunsă rău sau, nu știu, n-are o tunsoare potrivită. Nu are pentru că nu e aranjată tunsoarea. De exemplu, mie ce mi-ai recomanda? Să mă tund sau să mă chinui în continuare cu această pleată? Eu ți-aș recomanda să te tunzi. Uh-huh. Ai putea să faci o schimbare frumoasă, dar trebuie să fii tu pregătit. Adică nu-i doar că-ți sugerezi, o să-ți și dorești lucrul ăsta. Nu sunt pregătită pentru că cineva din viața mea iubește părul meu ăsta foarte lung, chiar dacă mă chinuie în fiecare zi. Și așa că nu o să renunț încă la el, nu sunt pregătită sufletește. Dar poate într-o zi. Scuză-mă, nu ți recomandam o tunsoare scurtă oricum. A, da, tu vrei totuși să bagi totuși trebuie tuns. Adică dacă vrei să faci o schimbare. Ea vrea totuși să bage foarte ca Claudița, prietena mea, o salut pe această cale, pe Claudia Cimpărescu. Claudița, de fiecare dată când, pentru că ea se ocupa de părul meu până astăzi, Claudia, ce să zic, dacă tot m-am mutat la Deva, uite, ai scăpat de mine, deși te-am chinuit destul. Claudița cântăia, dar nu tai mult, Claudia. Abia reușa să ia ceva din părul meu. Deci mi-ai recomanda o tunsoare. Adică, dragii mei, n-a să se întâmple. Deocamdată. Da, o strălucire. Nu se știe niciodată. Da. Dacă nu o strălucire. Are, nu știu cum se numește, tratamente de reconstrucție și automat oferă strălucire și rehidratare părului. Mai am o șansă. Promit să merg la Miriam Beauty să vedem dacă reușim să salvăm ceva din el. Bine, până una alta, trecem la Iulia să purtăm așa o discuție. Iulia, stă și ea acolo cu minte, nu zice nimic. Ce bine speră, a fost. Speră că scapă, nu scap, iubita mea. Și tu ai acasă o minune de copil. Da, și eu am. Greu, mie mi-e greu. Ce să vede pe fața mea că nedormit așa. Încă al meu mănâncă noaptea. Da. Și mi-e foarte greu să mă mai trezesc să le împart pe amândouă, dar și mie îmi place ce fac și eu mă relaxez la salon. Deci le îmbinăm foarte bine. Numai că e greu. Fetele astea nu mai înțeleg nimic. Asta. Ele merg la lucru să se relaxeze. Doamne. Păi da. Foarte frumos. Foarte frumoasă ideea. Mai știți pe cineva? Mă trezesc cu atâta voie bună dimineața știind că urmează să vin aici la Super Dimineața. Este cel mai frumos moment al zilei. Bine, mai este unul când ai bună dimineața sau mai, uite, încă un dar, încă o zi și te întâlnești cu cei dragi. Și mă întâlnesc cu cei dragi, uite, Mirela Mena ne salută, Neața, o salutăm și noi, Claudia Vintilă, patron de la Collection. O să ne uităm să vedem, Lucian, ce ne dai astăzi de mâncare și o să le spunem și telespectatorilor ce pot mânca astăzi la meniul zilei. Am văzut că mi-ai trimis link-ul, o să mă uit imediat. Mariana Bodea din Spania, o salutăm și mulțumim că este alături de noi. Florina Mihailă, bună dimineața, îți mulțumim că ești alături de noi. Și bineînțeles, Demia Ioan Ovidiu,
că el este deja prietenul emisiunii noastre și mulți ceilalți dragii mei pe care nu reușesc să vă amintesc în fiecare dimineață, vă rog frumos să nu vă supărați pe mine. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și pe Facebook și pe televizor de acasă. Emisiunea nu poate fi văzută în reluare, am mai spus-o, o mai spun, poate fi văzută în reluare pe pagina de Facebook Apostolul 1 TV, pe YouTube, e foarte simplu, scrieți super dimineața, data și veți găsi înregistrarea și, bineînțeles, pe pagina mea de Facebook, Pop Maria Ioana. Iulia, tu cum împarți timpul să studiezi? Fiecare aparat, și hai să le amintim un pic, ai câteva aparate deosebite și începem cercul de epilare definitivă. Care este mai deosebit? Este mai deosebit, este cel mai puternic tratament de epilare definitivă, deoarece are 2400 de wați, o lungime de undă de 808 nanometri, este fără durere, except în partea de inghinal, unde clienta simte niște pișcături, să spun așa, nu o durere, nici căldură, dar pișcături simte. Merge și pe piele bronzată, acum că a trecut vara, se spune că puteți să începe și un tratament, să stea clientele, să spun, liniștite că pot să-și facă tratamentul. Rezultatele sunt vizibile chiar de la prima ședință, însă trebuie să știe că părul nu crește totodată și cel care îl avem pe corp nu este tot părul pe care noi îl avem, pentru că el crește în trei etape și depindem foarte mult de acele etape și foarte mult hormonal și de tratamente. Dacă face tratamente cu tot felul de pastile sau hormoni, cade mai greu. În rest, complex sigur. Alte aparate. Ai acea mască în trei culori. Da. De care am beneficiat și eu. Și nu doare. M-a convins. Am stat, am fost roboțel, am văzut și pe Corina. Bine, ea a început, ea a fost prima pe care am făcut experimentul. Despre ce mască e vorba? Da, este o mască cu LED, terapie cu LED, laser și curenți galvanici. Are, fiecare culoare are o lungime de undă specifică. Este mult mai benefică decât o mască de cremă care o punem și acționează doar la nivel de piele. Aceasta este mult mai profundă. De exemplu, poți să faci o curățare, să aplici o fiolă și să pui masca 15 minute, care introduce în piele și efectul este unul foarte vizibil de la prima ședință. Este fără durere. Deci nu doare nimic la mine, ce-i drept. Doare ceva? Are ea un aparat care doare? Da, pe da. La eu nu. Da. Eu nu. Spune-ne da, este micropen eclipse. Este o terapie cu mini 12 AC suflate în aur care perforează tegumentul la o adâncime între 0,5 și 2 mm. Cum spuneam, dermul este construit de niște celule ca boabele de strugure. După o vârstă, ele își pierd din elasticitate, iar prin acele înțepături le stimulăm să producă mai mult colagen. Că de aia avem nevoie. Am spus eu. Da. Are ea acolo tot felul de aparate care fac minuni. O parte dintre ele chiar le-am simțit pe propria mea față. Doar asta cu ace, asta nu... reușim. Maximul de durere pe care suport este pensatul. Până și acolo o chinui pe Iulia, pentru că până reușește să mă penseze, mie încurc câteva lacrimi. Sunt antidurere, dragii mei. Iulia, hai să o luăm așa. Povestește-ne, dacă o clientă strece pragul, ce poți să-i oferi? Dar hai să începem. O tânără, de exemplu, și să o luăm așa, nu? Pentru o tânără de 20 de ani, uite, în pragul sezonului rece, pentru că și cele mai tinere dintre fete, și cred că sunt mai des la salon decât noi, pentru că ele apreciază mai mult ceea ce au, adică tinerețea, nu ca noi. Ce poți oferi unei cliente între 20 și 25 de ani? Da. Întâi trebuie să o văd, pentru că la cel mai mult categoria asta de client
se confruntă cu acnee. Deci aici este un alt protocol de lucru. Urmăresc foarte bine ce are și îi fac în salon protocolul, apoi îi recomand îngrijirea pentru acasă, specific tenului ei. Dacă este un ten normal, pot să-i fac o cuțare și apoi o hidratare prin, și oxigenare prin oxigen hiperbaric sau prin mezoterapie virtuală. Demachiez foarte bine fața, curățăm foarte bine profund, introducem o fiolă sau un ser bazat pe acid hialuronic, colagen și îl introducem exact în acele celule care spuneam că sunt capabile de strugure și redăm fermitate și strălucire. Și de final punem masca, să nu uităm. Masca. Îmi place cel mai tare. Pare rău că nu mi-a făcut o poză. Data viitoare, promit. După 25 de ani, între 25 și 30, că deja aici am zis 20, 25, 25 și 30. Cred că cam așa, da? Ce ar... Apar deja ridurile. Nu recunoaștem nimic. Da, riduri, cearcăne. Curățăm. Primul lucru și îi desfințene acest protocol. Neapărat trebuie să curățăm înainte foarte bine și apoi... Nu știu, îl îmbin, tot ce am acolo, le îmbin, nu știu, altfel ca rezultatul final să fie unul pe măsură, să și aibă rezultate. Mai ales că acum am achiziționat o gamă dermatocosmetică, pentru că îmi place să merg foarte mult pe a trata problemele. Nu-mi place să fac cosmetica de spa, de relaxare, nu neapărat. Îmi place foarte mult să tratez cauza. Și atunci am ales gama asta de la Dr. Babor Pro, care e bazată pe acid de fructe, care acționează asupra celulelor, le pune în mișcare, apoi introduc prin oxigen hiperbaric concentrate, bazate pe acizi, pe tot felul de combinații, astfel ca rezultatul să fie imediat. Mulțumim, Rosi, încă o dată ești alături de noi. Uite, aici executam microdermabraziune. Este o curățare mai profundă, mai exact în al cincelea strat al epidermei, care este stratul productiv. Ceea ce înseamnă că după o ședință de microdermabraziune redăm elasticitatea pielii și luminozitate. Pe lângă că exfoliem pielea moartă și îndepărtăm punctele negre. Ce liniștită stă Corina, că nu știa încă că virgulă ce urmează să îi se întâmple. Aici Corina este de ziua ei, a primit un cadou foarte frumos de la Iulia. Se relaxa cică și echipa 1TV a năpădit peste ea. A fost o adevărată surpriză pentru Corina și recunoscut atunci că nu se aștepta. Uite, chiar și Corinei facem surprize uneori, deci când te aștepți mai puțin. Da, ce produs ai acolo? Acolo îi pregăteam o mască peel-off cu goji, uitați ce frumoasă și spectaculoasă, care îi netezea foarte bine tenul, îl calma după procedura de microdermă. Și apoi executam oxigenul hiperbaric despre care vorbeam, este de puritate medicală 98%. Ne ajută să oxigenăm foarte bine celulele, pentru că un ten, o celulă moartă este un ten mort. Numai puțin, Iulia, Rosi păstrează imaginea. Ia uitați roboțelul de care vă spuneam. Este o mască super spectaculoasă, care chiar are beneficii și tratez foarte bine acneea cu ea, pe culoare albastră, care este culoare antiseptică. Dezinfectează, calmează foarte bine, merge pe tenul sensibil. Însă Corinei i-am pus culoarea roșie că mi-am dorit să îi accelerez mai mult celulele și să îi redau mai mult hidratare și strălucire, că ea are nevoie. Dragii mei, cam asta suportăm când mergem la Iulia și eu am stat cu măscuța aia. E foarte relaxantă, m-am simțit foarte bine. Îmi pare bine că am ascultat-o pe Iulia și până la urmă i-am urmat sfaturile. Probabil că așa o să fac și cu Miriam în ce privește părul. Ne întoarcem la Miriam imediat. Uite și aici vestita pleată. Da, pot să mai fac și o paranteză, să le spun doamnelor
că în perioada asta când suntem obligați să purtăm masca de protecție, să folosesc mai puțin make-up sau ruj, pentru că efectul de seră care se creează sub mască ne pot cauza o grămadă de probleme, cum ar fi dermatită, acnee, roșiață, iritații. Și e bine să evităm astea, că totuși este la față, nu? Înainte să ne întoarcem la Miriam, nu vreau să plec de la Iulia. Vreau să o rog să ne vândă un secret pe care cu siguranță îl deține. E bine să mergem la salon. E recomandat să ne lăsăm pe mâna specialiștilor. Sunt convinsă de asta. M-au convins până și pe mine. Dar te rog, dă-ne așa un secret. Ce ar trebui să facem acasă ca atunci când ajungem la tine la salon să nu arătăm, nu știu, pătate de la frig? Vine totuși sezonul rece. Corpul, așa cum am spus la început, suferă modificări. E clar că fața noastră se adaptează mai greu, tenul. Ce ar trebui? Din ce putem? Din ce avem noi prin casă? Tot vedem pe net. Sunt convinsă că foarte multe rețete sunt fake-uri. Am auzit, am prietene care au făcut, am prietene care și-a nenorocit fața cu o rețetă de pe Facebook, de pe Google, de pe net. Spune-ne o rețetă care funcționează, să ne ajute să ne protejăm fața. Astea de acasă, nu știu, nu prea știu, deci nu băbești așa, nu știu. Una trebuie să știi. Să-și exfolie. De exemplu, un gomaj foarte soft cu mălai îmbibat în apă, așa puțin, da, ușurel să-și exfolieze fața. Apoi să-și aplice o fiolă, care și le pot lua din salon sau și din comerț, dar nu sunt atât de wow. Mare lucru, nu știu ce să spun așa, din ce au acasă să o folosească, nu prea recomand, nu sunt adeptă. Mi-aș dori să treacă la salon odată, să vedem despre ce este vorba, cu ce probleme se confruntă și pe baza celora să le dau un sfat ce să folosească și ce produse să-și achiziționeze, astfel încât să aibă grijă de fața lor. Deci, dragile mele, mie mi se pare un sfat pertinent. Prima dată trebuie să te duci la specialist, așa cum ar trebui să mergem și la medic înainte să punem pastiluța în guriță, să ne tratăm noi, da, să ne tratăm noi după ureche acasă. Miriam, n-ai scăpat. Ne întoarcem. Da. La fel ca și pe Iulia. Cu siguranță ne poți da un secret cum să ne păstrăm părul așa cum ar trebui, să spunem. Ce putem face acasă între cele două vizite la Miriam Beauty? Da, e foarte important să vedem părul, cum și eu le spunea de tenul clientelor, e cel mai important lucru și la noi, să vedem părul, să vedem ce ar avea nevoie. Dar e o regulă, să spun așa, destul de importantă, adică foarte importantă pentru orice tip de păr, folosit un șampon adecvat tipului de păr, un balsam sau o mască și o protecție termică și un ser. Deci dacă lucrurile astea le are fiecare femeie, să spun așa, acasă, și eu cred că majoritatea le au, dar de cele mai multe ori nu le au potrivite pentru tipul lor de păr. E suficient ca să-ți menții părul pe o linie ok, ca să, atunci când vii la salon, să nu fii nevoit să tunzi poate jumătate din el sau nu știu, să nu te descurci cu el acasă. Deci chestiile astea sunt foarte, foarte importante. Îți protejezi părul, ți-l hrănești și rămâne strălucitor și acasă. Dar bine, să nu exagerăm, adică nu înseamnă vizita la salon de două ori pe an sau o singură dată pe an. La un timp relativ normal. Ce înseamnă timp relativ normal? Păi, de exemplu, un tuns se face la maxim 3 luni. La o lună jumate, 2 luni, 3 luni, în funcție de tipul de păr. E un păr care, unele tipuri de păr se deteriorează mai repede, altele mai greu. Dar, în medie, între o lună jumate și 3 luni. Deci, vârfurile trebuie tunse. Vopsitul, aproximativ o lună jumate, o lună jumate, depinde de... Dacă am o lună jumate, e cel mai bine. Și spune atunci coafatul de fiecare dată când ai ocazia.
pertinentă întrebarea lui Rosi. Eu cât ar trebui să tai din păr? Jumătate? Nu, nu chiar jumătate, dar ai câțiva centimetri buni trebuie luați, pentru că ai părul blond. Părul blond e foarte sensibil și mai ales după o vară în care soarele îl deteriorează un pic mai tare dacă nu ai folosit produsele potrivite. Trebuie tuns ca să te poți descurca cu el, pentru că ăsta e un motiv în care oamenii nu se descurc cu părul. Zic, ok, mie nu-mi stă nici cum, din cauza vârfurilor, pentru că dacă vârfurile sunt foarte deteriorate, oricât te-ai mai chinui să le, nu știu, readuci la viață, nu mai au viață. Deci trebuie tunse, vârfurile trebuie tunse ca să se așeze bine. Maică, m-au convins, mai vedem. Vedem la următoarea întâlnire. Deci din casă nu ne recomanzi nimic, la tot felul, dar, ulei sincer, de ricin, un sor de tot felul, ouă, depinde ce mâncare vrei să faci. Da. Sincer, nu văd niciun beneficiu la chestiile astea, uleiul de măsline, un gălbenuș de ou, nu știu, am auzit tot, ce ar fi, cred că, dar, nu știu, e foarte ciudat să-ți pui în păr chestiile astea, pentru că poți să ajungi să-ți îngrași scalpul foarte tare, pentru că lumea de cel mai multe ori nu știe cum să le folosească. Și ca să vezi un rezultat de la uleiurile de acasă, să spun așa, trebuie folosit foarte mult timp. Foarte, foarte mult timp ca să vezi un rezultat. În schimb, o mască, o pui pe loc, atunci o ții 5-10 minute, te clătești, deja ai văzut rezultatul. Deci... Da, dar foarte multe nu-și cunosc. Da, tipul de ten sau scalp sau... De asta e bine înainte să treci la un specialist să-ți explice ce... De ce ai nevoie să folosești așa la ochi sau poate tu ai tenul gras și folosești de hidratare că îți place ție hialuronicul. Nu faci decât să te îngrași mai tare. Așa și cu părul, cred, nu? Da, e foarte, e foarte gras important. Și tu îi dai nu știu ce... E bine să treacă pe la noi. Cam da, de toate. Asta e concluzia. Uite, Olimpia Ana Humaci, probabil o cunoașteți, vă salută și spune bună dimineața. Și noi ne salutăm și așteptăm pe la noi. Da, se pare, dragile mele, că indiferent de ce vrem noi să facem acasă, ar fi bine prima dată să întrebăm specialiștii. Și uite, fetele de la Beauty Salon sunt alături de noi. Sunt foarte ușor de contactat. Eu, după ce am trecut ieri pragul, am avut curiozitatea să văd cum pot să le găsesc. O simplă căutare, Miriam Beauty, pe Facebook, am găsit pagina. Am dat like la pagină și am văzut că acolo aveți toate datele de contact. Bun, dacă cineva, ipotetic vorbind, uite, eu vreau să te contactez pe tine, sunt la recepție și spun exact că vreau la sau... Da. Cum procedează? Da, noi așa procedăm. Toate programele se fac la recepție pentru că fetele lucrează foarte mult și atunci nu se pot opri tot timpul ca să răspundă din 5-10 minute, să spun așa. Toate programele se fac la recepție sau pe pagina salonului. Dar dacă au o preferință anume și doresc, de exemplu, să meargă la una din fete, cum sunt două fete la manicură, să dau un exemplu, care vrea să meargă la Andra sau la Tamara, să specifice numele ca să nu fie programate poate la altcineva și ele sunt clientele, dau de exemplu, sunt clientele Tamarei și am programat la Andra. Dacă își doresc foarte mult, să specifice, vreau la Tamara și atunci când găsim locul cel mai apropiat, o programăm, pentru că noi, când sună, noi facem programările la cine are cel mai repede locul disponibil. Uneori e una, uneori e alta, depinde cum de zi. Care e programul salonului? O să spun partea mea, Iulia își face programul singură pentru că și ea e cu băiețelii și na. Și contează mult, ne modelăm foarte mult și după cliente, adică care e timpul lor disponibil. Noi lucrăm în mod normal de la ora 9 dimineața până pe la 5-6 aproximativ. 5 iarna, 6 vara. Vara asta chiar am lucrat și până la 7 pentru că au fost foarte multe cereri. O tipă așa, ca mine, care nu... O să o întreb. Da, până acolo. O tipă așa ca mine, care nu...
Nu le are cu programările. Mie nu mi-iasă de nicio culoare. Timpul meu cumva se împrăștie, vorba lui Rosi. Ioana spune multe, câteodată chiar are dreptate. După ce l-am ascultat cu atenție, în prima fază m-am supărat și pe urmă, într-adevăr, mie nu mi-iasă. Nu respect nici cum acel program pe care îl stabilesc. Nu mi-iasă de nicio culoare. Dacă vine la voi, are vreo șanse să plece din coafor aranjată, spălată, unghiuțe, adică e neapărat nevoie de programare? Nu neapărat, dar dacă e foarte aglomerat, n-avem ce să facem. Deci, programarea, știi că vii la sigur. Știi că ai venit, ai ora stabilită, n-o să aștepți. Acum, nu vreau să spun că e salonul nostru, dar pur și simplu evit chestiile astea ca să vină un client și să mai stea încă jumătate de oră până îi luată. Nu, dacă e stabilită ora de, noi ne calculăm timpul dinainte ca să știm atunci când clientul ajunge să-l și luăm pe scaun. Și mai ales cum e perioada asta, pandemie, acum nici nu prea avem voie să avem sală de așteptare și alte chestii și să nu fim foarte mulți în salon, evităm. Deci suntem noi deja personal destul. Și nu aglomerăm spațiu mai mult decât e cazul. Da, am vreo șansă dacă vă da, sunt așa. Șanse, doar că nu pot să garantez lucrul ăsta. Dar dacă intri și e vreuna disponibilă sau, de exemplu, stă o clientă cu vopseaua în cap și vrei doar să te speli și să te usuci, iar ajunge timpul suficient să te coafeze. Dar nu e o regulă, că e tot timpul liber. Dragii mei, intrați la salon și o să vedeți că o să vă placă și o să vă faceți programare. Pentru că atmosfera este incredibil de prietenoasă. Rosi, ai vrut să întreb ceva? Mai zi o dată. Programul lui Miriam. Cum te găsim pe tine? Dacă vrem să ajungem la tine. Sincer, la mine, de obicei, sâmbetele sunt la salon să lucrez și în cursul săptămânii sunt, dar în funcție de cum pot să-mi fac eu programă, dar nu pot să spun că nu pot să iau mai mult de 2 cliente pe zi pentru că nu-mi permite timpul, dar în viitor sigur să lucrez mai mult timp până să am băiețelul, eram de dimineața până seara în salon, eu închideam. Dar acum chiar nu mai pot, cel puțin că e așa micuț, dar o să mă reîntorc să fiu full-time. Dar cât nu sunt eu, sunt fetele care sunt foarte talentate și vreau să precizez o chestie, că știu că foarte multă lume se uită pe Facebook, pe Instagram, deci toate pozele ce le găsesc pe pagina noastră, pe paginile noastre, sunt poze reale din salonul nostru. Deci toate lucrările sunt făcute de noi, de colegele mele, pur și simplu nu sunt poze luate de pe internet și puse în pagina noastră. Sau fără Photoshop. Da, sau fără Photoshop, efectiv sunt poze făcute de noi. Iulia, eu știu cum să te găsesc, dar ceilalți clienți cum te găsesc? Eu lucrez de la 12, doar. De la 12 la 7:30, 8 seara. Mă pot găsi pe pagina mea de Facebook, Iulia Cosmetics, sau pe Instagram, Iulia Cosmetics, sau la numărul de telefon care l-am pe pagină. Programările eu mi le fac singură. Nu am o recepție. Nu am, încă n-am ajuns la nivelul ăsta. Și pe bază de programare și eu. Dragii mei, Iulia Daniela este pagina ei de Facebook, acolo o găsiți, răspunde foarte repede și e foarte, așa, grijulie. O să vedeți dacă o contactați. Fetelor, înainte să ne luăm la vedere, că nu mai avem foarte mult timp din emisiune, dacă un bărbat se hotărăște să vă treacă pragul, nu ne referim doar la tuns. Le-am plăcat. Ce poate să găsească un bărbat la salon? Poate fi tratat la fel ca o femeie? Din punctul meu de vedere, va beneficia cam de toate serviciile, de la pensat, epilat, tratament facial. Cred că și la frizerie. Da, exact, tuns și pe lângă tuns mai sunt și tratamente care se aplică bărbaților, tratamente pentru scalp, pentru păr. Deci există tratamente barba. Special pentru ei, pentru barbă, exact, în perioada asta.
Sunt seruri speciale care se aplică pe barba lor să arate și ei perfect. Nu discriminăm, nu facem. Da, deci nu, avem servicii și pentru bărbați. Chiar îi încurajăm să vină, pentru că bărbații, în general, e loc acum, intră aici, săptămâna viitoare în altă parte și adică e bine ca să ai pe cineva care să se ocupe de tine, îți cunoaște părul, îți cunoaște tenul. E altfel când îți faci mai multe ședințe la aceeași persoană. Clar. Deci, dragii mei și dragele mele, ne îndreptăm așa cu pași mai curajoși sau mai puțin curajoși. Femeile clar o să iubească beauty salon. Știu câțiva bărbați care de rușine, de jenă, uite, echipa fetelor de la Beauty, de la Miriam Beauty, vă primesc, dragii mei, cu brațele deschise. O să găsim noi și un cobai pentru pastila de frumusețe. Trebuie lăsa convins, vedem. Știm cine, nu? Da. Avem noi prietenii noștri. La collection astăzi, la meniul zilei, ciorbă de cartofi pe afumătură, pui crispy cu cartofi pai și sos de maioneză cu usturoi, salată de varză. Lucian Costea ne urează poftă bună. 0354144184 sau 0724775383. Dacă n-ați apucat să notați, e foarte ușor. Pagina de Facebook, acolo găsiți tot ce eu v-am citit. Pentru comenzi la domiciliu, sunați cu încredere. Îi recomandăm și noi cu toată încrederea. Voi mâncați de la ei, așa? Ziua ne comandă meniul zilei, deci foarte rapizi, fierbinți mereu și foarte, foarte buni. Să deci, alegeți collection. Da. Mergem la salon, ne aranjăm și până mergem la masă la collection. Dragile mele, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și noi mulțumim. Vă mulțumesc că m-ați primit ieri la voi așa, cu brațele deschise și ați fost extraordinar de prietenoase, de călduroase. Bine, toată atmosfera este superbă acolo la Miriam Beauty. Sper să mă întorc de fiecare dată cu același entuziasm și să găsesc aceste fete minunate foarte ocupate. Să nu aibă timp să zică către mine, hai repede că te aranjezi. Să fie așa să fie multe cliente și mulți clienți. Dragile mele, până la următoarea întâlnire, vă mulțumesc. Și noi mulțumim. Și noi mulțumim. Vă doresc mult, mult succes și în activitățile de la salon, dar și acasă cu cei mici. Vă doresc să vă găsiți, să aveți multă răbdare. Până mâine dimineață, dragii mei, când ne revedem aici la 1 TV, nu pot decât să vă urez să aveți o zi minunată, să nu uitați, să zâmbiți, să iubiți, să fiți fericiți, pentru că astăzi e cea mai frumoasă zi. Super, super dimineața! Super, super dimineața! Super!